astăzi vom testa niște noutăți, vom face un first impression. Cel puțin sunt noutăți pentru mine, și anume noutățile Boysenberries. Avem aici un pachetel frumos trimis de Makeup Shop și uitați ce prezentare, ce bine arată. Avem fondul de ten, noul fond de ten, primerul, pudra și burețelul. Pentru mine sunt produse noi, va fi un first impression, poate voi cunoașteți deja produsele, dacă nu veți vedea cum funcționează alături de mine, diseară o să fac un update și o să vă arăt cum arată pe față fondul de ten în combinație cu primerul și cu pudra Boysenberries. Așadar, vom testa astăzi fondul de ten Boysenberries Ultimate Pro Waterproof Longwear Liquid Foundation și eu am nuanța beige. Primerul, cu asta trebuie să încep, Primordial Skin Mattifying Face Primer pentru Ten Mix. Pudra Micro Touch Pro Perfect in Loose Powder și o anunța 03 Light. Și burețelul, Eggberry se numește, Eggberry Makeup Sponge Pro. Sunt foarte curioasă pentru că eu sunt fan Beauty Blender, celebrul Beauty Blender. Și ce avem noi aici? Foarte cute chestia asta. Mi-am făcut deja machiajul ochilor și sprâncenele, urmând să realizăm machiajul feței împreună. Așa vă sfătuiesc și pe voi să faceți, pentru că atunci când realizăm machiajul ochilor, întotdeauna pică far sub ochi și atunci putem curăța mult mai ușor, mult mai simplu și nu mai este nevoie să retușăm fața dacă o facem la urmă. O să încercăm primer prima dată, eu am aplicat deja o cremă cu SPF. Are ingrediente ok, nu conține parfum, este pe bază de silicon. Este sub formă de gel. Este foarte plăcut pe față, foarte cadifelat, este genul de primer foarte potrivit pentru tenul mix și gras. Unele persoane preferă un primer hidratant, eu prefer unul ca acesta, siliconat. Au niște ambalaje foarte simpatice. Așa arată fondul de ten. Vine cu pompiță, ceea ce mă bucură foarte tare pe mine. Eu am nuanța beige, nuanța 05. Să vedem și burețelul. Burețelul are formă de ou, la fel ca celebrul Beauty Blender. Este destul de moale și plăcut la atingere. O să vedem cum se comportă atunci când îl umezim. Îmi place că are partea asta teșită și mi se pare că o să ajungă foarte bine în zona de sub ochi. Merg să-l umezesc și vedem cum se comportă după aceea. După umezire, burețelul și-a mărit considerabil volumul. Este foarte moale, foarte plăcut la atingere. Este o variantă foarte reușită din punctul meu de vedere. Îmi place forma, îmi place că este moale și fondul de ten se va așeza foarte bine. Având în vedere chestia asta, îmi place și forma asta aerodinamică, cred că se va descurca excelent. Vedem acum performanțele fondului de ten, sunt foarte curioasă. Deci uitați cât de drăguțe sunt ambalajele. Vom pune o cantitate de fond de ten. S-o așez pe față cu degetele. Mirosul fondului de ten nu este unul pregnant, îmi place că nu miroase a parfum. Nu m-am uitat pe ingrediente. Conține parfum undeva la sfârșitul listei de ingrediente, ceea ce mă bucur, înseamnă că este în cantitate foarte mică. Conține niacinamide, un ingredient foarte benefic în cazul în care aveți probleme acnenice și eu am. Conține și titanul dioxid, ceea ce înseamnă că are și ceva SPF. Sunt foarte încântată că nu conține alcool, ceea ce este excelent. Nuanța este potrivită, nuanța 05 am eu. Acoperirea este foarte bună.
Și aspectul tenului este unul foarte frumos, are un finish ușor satinat, nu foarte mat, ceea ce îmi place. Am aplicat pe jumătate de față, îmi place aspectul, fața pare așa hidratată, aspectul este ușor satinat, ușor lucios, ceea ce nu mă deranjează, o să rezolv asta cu pudră. Acum, ideal ar fi să nu se scurgă pe timpul zilei, având în vedere că am un ten gras, o să vedem cum se comportă. Burețelul se descurcă minunat. Excelent, este moale, nu absorbe fondul de ten, este excelent, cred că este probabil cea mai bună variantă ca dupe pentru Beauty Blender pe care am folosit-o eu până acum, sincer, mai bun decât Melchior. Da, este fără îndoială cea mai bună variantă ca dupe pentru Beauty Blender. Din punctul meu de vedere. Poate mai bun chiar și decât Real Techniques. Are un finish ușor lucios, să vedem cum se comportă în combinație cu pudra. Și eu o să mă folosesc de o pensulă pufoasă pentru aplicare. Nuanța 03 mi se pare puțin închisă pentru mine. Dar o să vedem cum se comportă. Nuanța mi se pare ok, părea puțin închisă, dar văd că se comportă bine și matifiază lejer, nu se vede încărcat tenul. Ceea ce m-ar deranja poate ar fi mirosul, se simte un miros de parfum. De pudră, are mirosul acela specific de pudră, ca pe vremuri. Arată foarte bine, aspectul este unul mat, lejer, matifiază fără să încarce tenul, ceea ce este cam tot ce pot să cer de la o pudră. De altfel, eu am pretenția să-mi sporească rezistența fondului de ten. Sper să reziste împreună toată ziua. O să vedem pe seară performanțele. O să-mi continui machiajul feței și o să aplic o pudră bronzantă pentru a înscolta puțin fața și aplic marul acesta mediu din paleta Pro Contour de la NYX. O să aplic și un blush și folosesc NYX Ombre Blush în nuanța Mauve Me, nuanța 4. O să aplic și un iluminator și folosesc unul din paleta Born to Glow de la NYX. O să-l folosesc pe cel de aici. Și îl aplic în unele înalte ale feții. Aplic un ruj nude și folosesc NYX Professional Makeup Suede Matte Lip Liner în nuanța Rose the Day și o să folosesc și rujul de la NYX în aceeași nuanță. Machiajul meu pentru astăzi este gata, vin cu un update peste câteva ore.
Acum este ora 11, eu o să merg la muncă, după aceea merg la sală puțin și o să vedem în jur de ora 8 cum se comportă fondul de ten, cum arată, dacă mai există ceva pe față, dacă îl lucește foarte tare. Vedem cum se comportă la final, dacă suntem mulțumite. Mie îmi place foarte mult aspectul în momentul ăsta. Tenul arată foarte bine, este un fond de ten care se așează foarte frumos pe ten și îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult și pudra, pentru că fixează bine fondul de ten și nu arată făinos. Alt lucru pe care îl apreciez este faptul că pudra în combinație cu fondul de ten nu oxidează, adică nu mi-a închis la culoare fondul de ten. Eu nu sunt o persoană foarte bronzată, nu sunt nici foarte albă, dar totuși contează foarte mult pentru mine atunci când folosesc o pudră să nu oxideze pe ten. Și mie mi-era puțin teamă de lucrul acesta, pentru că mi s-a părut puțin închisă ca și nuanță pentru mine, dar vă spun că este perfectă nuanța 03 Light pentru mine. A mers perfect. Dacă aveți un ten foarte deschis, cel mai probabil nu o să vi se potrivească nuanța asta de pudră, pentru că sugestia mea ar fi întotdeauna să folosiți o pudră ușor mai deschisă decât nuanța fondului de ten, decât nuanța tenului, tocmai pentru a evita oxidarea aceasta neplăcută, care oricum o să aibă loc în timp atunci când fondul de ten și pudra se amestecă cu uleiurile de pe față, când apare excesul de sebum. Ne oprim aici și ne revedem peste câteva ore, adică peste câteva secunde pentru voi. S-a descurcat foarte bine, eu sunt mulțumită, mi-a plăcut în primul rând aspectul tenului și de aceea pot să accept oarecum să-i fac un retuș în timpul zilei. Astăzi nu am făcut absolut niciun retuș pentru fondul de ten, pot să spun că s-a strâns un pic în jurul gurii și în jurul bărbiei, dar nu atât de rău, nu atât de disgracios. Să iau un șervețel și o să absorbe excesul de sebum, după care o să aplic din nou pudra, să vedem cum arată. Din punctul meu de vedere arată foarte bine, mi se pare că tenul este revigorat, mi se pare că arată chiar decent, deci având în vedere că este undeva în jur de 10 fără 20, cred că aș putea lejer să-mi retușez machiajul, să-mi schimb culoarea rujului și să mai prelungesc încă 3-4 ore viața fondului de ten. Vedere. Cred că merită o șansă, raportându-ne la calitate-preț, pentru că cunoaștem fonduri de ten foarte scumpe care nu se ridică la un randament atât de bun. Menționez MAC, nu menționez Dior, Chanel. Din păcate, s-a întâmplat să testez astfel de produse destul de scumpe și să fiu total dezamăgită. S-a întâmplat să încerc Marc Jacobs și să mi se scurgă de pe față, efectiv să mi se topească fața ca și cum ar fi fost de ceară. Din păcate, da, mi s-a întâmplat și mă raportez la acest lucru atunci când vă spun că, ca o primă impresie, produsul merită atenția voastră. Mulțumesc pentru vizionare, vă pup și ne vedem data viitoare!